De ziua independenței Republicii Moldova s-au depus flori printre cordoane de poliție, iar orchestra a fost acompaniată de huiduielile protestatarilor. În zi de sărbătoare, centrul Chișinăului a fost astăzi scena unui teatru al absurdului. Oficialii prezenți la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt au fost păziți de câteva rânduri de polițiști bine echipați. Toți protestatarii antiguvern au fost luați cu forța și izolați în parcul catedralei. Nu le interzice nimic și nu se încalcă dreptul la libera exprimare, doar se asistează temporar și se deplasează din zona respectivă în altă zonă. Cu un astfel de mesaj au venit polițiștii dis de dimineață în fața protestatarilor care au înoptat lângă monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Aveau ordin să elibereze locul pentru cei din conducerea țării, care urmau să depună flori de ziua independenței. Pentru că protestatarii au refuzat să plece, poliția a intervenit în forță. Imediat ce locul a fost eliberat, zona a fost încercuită de sute de polițiști. A fost practic imposibil să ajungi la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar și cu o legitimație de jurnalist. Prin toate aceste cordoane ale forțelor de ordine și-a făcut apariția președintele țării Igor Dodon. A fost însoțit de premierul Pavel Filip și de președintele Parlamentului Andrean Candu. Sute de oameni opriți de polițiști și carabinieri în parcul catedralei i-au huiduit pe cei care depuneau flori. Oficialii au onorat imnul de stat sub corul de huiduiele ale protestatarilor. După ce au depus flori, președintele, premierul și speakerul Parlamentului au părăsit centrul Chișinăului tăcuți și în mare grabă. Apelăm la poliție. Am vrut să manifest că nu simt independența. Am 26 de ani și acum, la 26 de ani, nu mai simt un gram de independență. Astăzi e ziua independenței. Noi nu putem să ne uităm la niște oligarhi, o dictatură a lui Plahotniuc. Noi nu suntem indiferenți și vom lupta până la capăt. Vom lupta pentru independența acestei țări, pentru independența care au luptat părinții noștri, frații noștri, bunii noștri. Asta nu e independență, doamne. Asta se repetă, nu primul an. Au mai fost, mai anțări se pare că. Exact așa, au aruncat cu lacrimogeni în lume. Asta e o normal. Poliția spune că a acționat perfect legal. Forțele de ordine au activat în baza legislației în vigoare Republicii Moldova. Toate detaliile cu privire la modul și motivarea acțiunilor noastre le puteți găsi pe site-ul Inspectoratului General al Poliției. Pe 27 august 1991, 278 de deputați au votat și semnat la Chișinău Declarația de Independență a Republicii Moldova. A fost dorința unanimă a sute de mii de oameni adunați în urmă cu 27 de ani la Marea Adunare Națională.